și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îl va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu mult mai multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Am citit din continuarea pasajului care însoțește ziua cincizecimii, pogorârea Duhului Sfânt, lucrarea care se săvârșise în lumea aceasta printre proroci, printre apostolii Domnului. Și așa cum Sfântul Apostol Petru spune, căci făgăduința aceasta care el o spunea este pentru noi, pentru copiii voștri și pentru oricât de mare va fi numărul celor care vor auzi cuvântul lui Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că făgăduințele lui sunt așa de îndelungi. Răbdarea lui este îndelungă, dragostea lui este nemăsurată. Făgăduințele lui sunt așa de mari și de frumoase încât cuprinde întreaga lume. În dragostea lui cuprinde pe tot omul venit în lumea aceasta, totul care are ființă și viață și suflare din partea lui Dumnezeu poate să beneficieze de această făgăduință. Făgăduința nu este o împlinire, făgăduința este o promisiune pe care o poți dobândi, pe care un lucru pe care ți este făgăduit, ți este promis și intri în posesia lui doar în momentul în care ai dorit să faci lucrarea aceasta. Intri în făgăduința lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, în binecuvântarea lui Dumnezeu doar în momentul în care vrei ca să intri în binecuvântarea lui. În momentul în care îți faci partea ta. Ce frumoasă imagine, ce frumos tablou al fraților. Așa au înțeles primii creștini, așa cum noi astăzi ne numim creștini, așa au înțeles ei la început să-și împărtășească bucuria de a-L afla pe Dumnezeu. Ce frumusețe și ce descoperire a fost în inima fiecăruia dintre noi, în momentul și la timpul când Dumnezeu a cercetat viața noastră. Aduceți-vă aminte fiecare dintre noi, să ne ducem aminte felul în care am fost noi, cum ne-am raportat noi la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Cât de mare era păcatul în care noi zăceam și cât de mult Dumnezeu a curățit sufletele noastre. Cât de mult păcat a luat Hristos de pe umerii noștri, de pe sufletul nostru, împovărat și chinuit, pentru că noi nu suntem liberi. Noi ca și oameni, noi nu suntem liberi, noi suntem robi. Fie Duhului Sfânt, așa cum se citea în lucrurile pe care le-am citit astăzi și s-au mărturisit, ori ești rob Duhului Sfânt, ori ești rob lui Dumnezeu, așa cum scrie în crucile cimitirelor noastre, aici odihnește robul lui Dumnezeu.
Ori ești robul lui Dumnezeu, ori ești robul păcatului. Liber, libertatea de a fi liber nu avem. Nu avem libertatea de a fi liberi. Avem libertatea de a alege să fii robul cui vrei ca să fii. Așa cum astăzi avem libertatea să ne angajăm acolo unde vrem să ne angajăm. Condiția, bineînțeles, este dacă ești și acceptat în locul în care aplici cererea ta de angajare. Dar ai libertatea să alegi în ce companie vrei să lucrezi, la ce firmă, sub ce patronat vrei ca să lucrezi. Avem libertatea ca să alegem astăzi, așa câtă vreme suntem în trupul acesta, după cum spune Duhul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auziți cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile. Astăzi. Astăzi este al nostru. Mâine nu este al nostru. Și lucrarea aceasta despre care Sfântul Apostol Petru vorbește aici, iar mai departe, cuvântul relatează ceea ce s-a întâmplat după ziua cincizecimii. Este efectul, dragii mei, efectul pe care sufletul îl are față de binefăcătorul lui. Asta este starea care trebuie să se vadă în viața omului schimbat, în viața omului care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dacă până la momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu ai fost un egoist, ai fost un individualist, ai fost totul pentru tine, vedeți, firea aceasta, asta caută. Dacă vreți să vedeți cum este firea, priviți la copii. Priviți la copii. Ei nimic nu împart. Trebuie să-i înveți. Să te străduiești de mici, să-i obișnuiești să deie, să aleagă lucrurile pe care le au să le împartă și cu alții. Pentru că în firea lor, chiar dacă ei ne sunt un exemplu și un model în atâtea lucruri, și Domnul spune că a lor este împărăția cerurilor, a copilașilor, pentru că ca și inimă, ca și caracter, ca și ceea ce ei sunt, copii nevinovați, dar în firea lor de mici există egoismul, există invidia, există dorința aceea de a avea doar tu. Iar în momentul în care omul s-a întâlnit cu Hristos, noi nu trebuie să facem lucrul acesta, nu ni se cere astăzi să facem lucrul acela, dar asta este un reper de credință dacă vrea cineva să vadă care este calea pe care să mergi spre mântuire. Nimeni nu trebuie să-și vindă astăzi averea. Nu trebuie să o facă, cu toate că dacă vrea să o facă, poate să o facă. Au fost oameni și sunt care își dau averea și poate să duc în mănăstire. Sunt oameni care, într-un fel sau altul, plin de filantropie. Am lucrat într-o firmă în care patronul neamț n-are moștenitori. Și când el moare și a lăsat toată averea companiei și tot ce are la o asociație, eu știu, de săracă din Africa, la cineva care se ocupă de nevoile oamenilor din Africa, săraci. Sunt oameni plini de filantropie care fac lucrurile acestea. Dar principiile vieții de credință aici se regăsesc. Dacă vrei ca să-L slujești pe Dumnezeu și vrei o cale, așa cum oamenii de atunci au întrebat pe Petru, ce să facem ca să fim mântuiți? Este o întrebare care te lasă de multe ori cu tristețe. O întrebare pe care astăzi nu mai auzi. Vin oamenii și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii merg în locurile în care este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Dar nimeni nu mai pune în problema ce să facă. Cu toții ne considerăm, prin faptul că auzim cuvântul lui Dumnezeu, parcă și împăcați cu Dumnezeu. Parcă niciodată n-am făcut niciun păcat. Parcă niciodată nu ne simțim împovărați de păcate, nu avem nevoie de eliberare, parcă viața noastră este așa de sfântă, încât noi, de fapt, nu avem nevoie de Dumnezeu. Hristos a plătit prețul răscumpărării celor din trecut. Hristos a venit ca să ieie păcatele lumii întregi din toate vremurile și din toate timpurile, atât cât va exista lumea aceasta. Iar noi, generația aceasta, de cele mai multe ori nu avem nevoie de iertare. Avem nevoie de o viață de credință, dar fără iertare, pentru că nu avem păcate. Nimeni nu mai pune problema atâta vreme cât asculți cuvântul lui Dumnezeu, fie că îl spune
aici cineva sau spune că îl spune în altă parte, oriunde îl asculți, dacă în inima ta nu se ridică întrebări, dacă conștiința ta nu este afectată de cuvântul lui Dumnezeu, fie mai mic sau fie mai mare atingerea aceea, cu tristețe pot să spun, pentru fiecare și pentru dumneavoastră și pentru mine, atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu și nimic nu se pune, niciun semn de întrebare în viața ta, să știi că ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Să știi că îți pierzi timpul. Nu-i rău că îl pierzi aici. Nu-i rău că îl pierzi aici pentru că ai șanse, dar nu ești în păcat cu Dumnezeu. Spune cuvântul și noi am citit de multe ori, cunoaștem versetele acestea, în care și eu mă regăsesc în dreptul meu, în locul meu. Și dumneavoastră, la fel, trebuie să aveți un loc al vostru în care trebuie să vă regăsiți atunci când ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Imposibil să nu ai slăbiciunea ta, păcatul tău, plăcerea ta de care atârni și de care te ții și care nu vrei ca să o lași și care te desparte de Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel că și firea pământească are roadele ei și spune așa: faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am spus că și cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Te regăsești undeva. Te regăsești undeva aici, în locul acesta. Dacă te regăsești și ignori, nu ai nicio șansă de pocăință. Dacă te regăsești și ignori cuvântul acesta, că n-ai cum să nu te găsești în ceva aici. N-ai cum, ori că ești tânăr, ori că ești bătrân, ori ești prea îmbuibat, ori ești prea mânios, ori mereu ești plin de bârfe, le știi pe toate, vezi slăbiciunile în toți, le vezi neputințele tuturora și ai plăcerea de a împărtăși și altora, să știe și alții slăbiciunile celorlalți. Ceva ai, ce faci cu acestea? Indiferența, nepăsarea, ignoranța. Și spune Sfântul Apostol Pavel și altele ca și acestea. Spuneți dumneavoastră lista, continuați-o cu slăbiciunile dumneavoastră. Poate nu le regăsiți, poate că nu sunt aici încadrate, niciuna. Nu vă regăsiți, slăviți să fie Domnul, că nu aveți nicio slăbiciune de felul acesta, niciun păcat, nicio plăcere vinovată în felul acesta. Dar cuvântul spune că și altele de felul acesta. Sunt atâtea altele care se aseamănă cu stările acestea. Sunt atâtea altele care, și atunci când vine Dumnezeu spre tine, când Dumnezeu coboară la tine, în starea aceasta în care ești, în starea aceasta de păcat cu care ți-ai întinat sufletul și ți-ai îngropat viața, efectul este ceea ce făceau oamenii, primii creștini, cărora noi astăzi le purtăm numele. Ăsta este efectul pe care îl are eliberarea pe care Dumnezeu ți-o aduce. Asta trebuie să fie efectul în viața fiecăruia dintre noi, întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Și spune aici lucrurile pe care am citit, fiecare era plin de toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și își luau hrana cu bucurie. Își vindeau ogoarele și avele și banii îi împărțeau între toți după nevoi. Ce bucurie era peste sufletele care s-au simțit eliberate de păcat. Ce bucurie trebuie să fie peste sufletul în care a pătruns Hristos cu pacea Lui, cu iubirea Lui. Acolo unde vine Hristos, pleacă invidia, pleacă lucrurile și stările firești, care oricât de mult ne plac și oricât de mult ne bucură de multe ori stările acestea, ne chinuiesc. Sunt și eu un om robit și am fost robit de atâtea lucruri, niciunul nu mi-a dus împlinirea. Am fost tânăr, mult mai tânăr decât astăzi. Și am gustat din plăcerile acestei vieți și am crezut că am atins tot ceea ce omenește este necesar și frumos.
dar niciuna nu m-a împlinit. Mâine zi aveam nevoie iarăși de ele. Oricât de mult am dorit ca să îmi satisfac nevoia aceasta fizică, a firii acesteia, oricât de mult am atins culmea împlinirii astăzi, mâine aveam nevoie iarăși de acel lucru. Așa cum este hrana pentru trup, oricât de sătul ai fi astăzi, mâine vei fi iarăși un flământ. Oricât de împlinit ai fi astăzi, mâine vei fi iarăși unul care să alergi și să-ți cerșești sau să-ți câștigi pâinea. Pentru că este efectul firii, efectul păcatului, nu-ți aduce împlinirea, nu-ți aduce satisfacția, ci priviți oamenii care au gustat din cele mai adânci stări ale păcatului, cât de mult îi chinuiește păcatul. La început par plăcute, frumoase, lucrurile care... Eram un om care îmi plăcea, cum să zic astăzi, pentru lumea largă, așa, cunoscute, păcănelele acestea. Eram un om care îmi plăcea și îmi cheltuiam banii, poate a doua zi îmi cheltuiam salariul în jocul ăla. Ce satisfacție aveam! Ce satisfacție când două săptămâni, cum era pe vremea când jucam eu lucrurile acestea, era avans și salar, rămâneai fără bani, tot trăind din împrumuturi, tot trăind din cerșit sau eu știu cum, chinuindu-ți viața. Era o satisfacție, o sete pe care căutam să mi-o astâmpăr. O sete pe care mergeam nebunește, glonț mergeam spre lucrurile acelea. Și plecam tot dezamăgit, oricât de mult aș fi câștigat. Am câștigat odată bani încât puteam pe vremea aceea, erau lucrurile prin anii 90 foarte scumpe, să-mi cumpăr 3 televizoare color, m-am cumpărat o pereche de ciorapi, restul i-am băut cu prietenii. Pentru că așa este păcatul, el n-are logică, el nu face nimic normal, ci orice face, face spre distrugerea ta, face spre pierzarea ta și se duce omul din cădere în cădere, dintr-o nebunie în altă nebunie, din beție în beție. Sunt oameni, am pe cineva pe stradă care a fost polițist la vremea lui, probabil om cu bani, dacă trăit în vremea comunismului, fiind milițian, astăzi nici nu mai înțelegi ce vorbește, este cred că 90% din sângele lui este alcool. Nu poate să folosească cuvinte întregi, pentru că l-a distrus. Probabil a avut o viață grea și a încercat să-și astâmpere durerea în alcool. Și ce împlinire a adus băutura? Ce satisfacție a putut să-i aducă când nu mai ai cuvinte întregi pe care să le poți folosi, nu mai te înțelege cel cu care intri într-o conversație, de fapt ce vrei să spui, bolborosești cuvinte, ăsta este păcatul. Așa vine păcatul întotdeauna spre om, zice, doar toți au păcătuit. Ce este vreun om fără de păcat? Doar toți lumea au păcătuit. Care e problema dacă tu faci și tu lucrul ăsta? Și după ce l-ai făcut, acum, zice păcatul, vei muri. Pentru că l-ai făcut. Și omul în deznădejde, pentru că el își bate joc de tine, el își bate joc de mine. El nu ne iubește. Păcatul, Satan nu ne iubește, pentru că noi suntem ceea ce el era odată, fiii lui Dumnezeu. Noi putem să fim și suntem coroana creației lui Dumnezeu. Și Satan este vrăjmașul nostru. El oricât de mult ne-ar minți, nu ne iubește. Domnul Iisus spune, și cred că s-a citit și astăzi, dacă însetează cineva să vină la mine, în ziua aceea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a zis strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt pe care avea să-l primească, cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Ați simțit vreodată nebunia aceea pentru Hristos, bucuria aceea pe care Duhul lui Dumnezeu ți-o dă atunci când îți vorbește Hristos, atunci când deschizi paginile Sfintelor Scripturi într-un mod deosebit, atunci când auzi o predică, atunci când auzi de fapt Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când Duhul lui Dumnezeu îți descoperă tainele inimii tale, când nimeni de aici nu te cunoaște și când auzi cuvântul lui Dumnezeu ți se potrivește că este pentru tine spus lucrul acela. Ați simțit vreodată setea aceea după Hristos, setea aceea dacă însetează cineva după mine, cât de plăcută este, cât de împlinită este.
Vă mărturisesc că am avut multe astfel de stări și chiar dacă niciuna nu a fost într-un apogeu, niciuna nu m-a dezamăgit. Dacă niciuna din stările în care am trăit cu Dumnezeu, împărtășie cu El, nu a fost o împlinire totală, niciuna nu m-a dezamăgit. Ci mâine zi, așa cum pentru păcat mâine zi ai o altă poftă, așa și pentru Hristos mâine zi ai o altă poftă, dar o poftă care este plină de pace, nu o poftă care este plină de povară. Nu o stare pe un apogeu al păcatului pe care l-a atins și mâine te împovărează. Și ești nebun dacă nu ai o țigară. Umbli nebun, umbli cerșind, îți dai ultimul ban pe țigară și preferi să fumezi decât să mănânci. Poate că așa este și pe calea lui Hristos. Îți dai ultimii bani, dar să fii în locul și în starea în care este Dumnezeu. Și vei pleca de acolo plin de bucurie, plin de fericire și vei dori mâine să fii la fel. Asta a fost starea primilor creștini. Nebunia aceasta, dragostea aceasta pentru Hristos, vă îndemn să o gustați. Dragostea aceasta pentru Hristos ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu să o gustăm. Nebunia aceasta pentru Hristos vrea ca să o simțim, vrea Duhul lui Dumnezeu să o simțim oricare dintre noi, să o experimentăm în viața noastră, nu să o auzim ca și predică. N-am făcut nimic și nu veți face nimic dacă toate lucrurile acestea vor rămâne predici, dacă toate lucrurile acestea vor rămâne auzite de ureche, dacă ele nu sunt puse în practică și trăite. Așa de deosebit lucrează Dumnezeu cu omul. Așa fiecare dintre noi poate trecem prin încercările vieții noastre și Dumnezeu, chiar dacă de multe ori nu putem să exprimăm starea aceasta, de pace, de bucurie, de odihnă pe care o aduce Duhul Sfânt, darurile acestea pe care le dă Duhul Sfânt celor credincioși. În ceea ce se vorbește despre darurile Duhului Sfânt sunt în mare parte pentru Biserica lui Hristos, pentru cei credincioși, dar darurile Duhului Sfânt nu sunt numai daruri duhovnicești. Faptul că poți să vorbești, faptul că ai înțelepciune, faptul că poți să comunici cu oamenii, faptul că poți ca să îți atribui o meserie, să practici o meserie, sunt daruri ale Duhului Sfânt, nu sunt înțelepciunea omului. Faptul că știi să faci un lucru, că ai o meserie, că ai o pricepere, că ești artist, că ești profesionist în ceea ce cunoști, este darul lui Dumnezeu, este darul Duhului Sfânt. Toate acestea, nu numai bucuria, pacea, dragostea, facerea de bine, lucrurile acestea care le are într-un mod deosebit omul credincios, omul după inima lui Dumnezeu, omul născut din nou, dar și faptul că ai înțelepciune, ai pricepere, știi să vorbești, știi să faci un lucru, sunt darurile Duhului Sfânt pe care Dumnezeu ni le dă. Ce minunat lucrează Dumnezeu și noi de cele mai multe ori nu înțelegem lucrurile acestea. A vrea să înțelegem pe Dumnezeu așa cum a vrut poate și Iov să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Și s-ar putea să vină în viața ta și necazuri. Căci umblarea pe calea Domnului nu este întotdeauna numai frumusețe, numai pace, numai liniște. Este și încercare, este poate și suferință, este și boală, sunt și neputințe. Citiți-l pe Sfântul Apostol Pavel, care a mărturisit cum n-a mărturisit nimeni Evanghelia lui Hristos și în a cărui lucrare noi am intrat. Câte încercări ne-a trebuit să aibă omul acesta? Ieri am fost la Sibiu și noi din Oastea Domnului îl sărbătorim într-un mod deosebit în ziua cincizecimii și pe Părintele Iosif. Câte încercări ne-a trebuit să aibă omul acesta? Câte probleme n-a avut și el? 7 operații, lovit din atâtea locuri. Iată-l, așa cum ziceam și de Iov, omul acesta despre care spune cuvântul lui Dumnezeu era în țara Uț un om neprihănit, un om sfânt. Și Dumnezeu a încercat să vină încercarea peste el. Și dacă vă uitați prin cuvânt, veți găsi acolo, prin capitolul 19, prin capitolul 23, afirmații pe care le face Iov legate de neprihănirea lui și de starea în care Dumnezeu a îngăduit să ajungă, să fie bajocorit de cei din casa lui, să nu-l mai iubească prietenii, să-și bată joc toți de el, să fie atât de chinuit el, care era un neprihănit.
Și spune în capitolul 23, o, dacă aș putea să ajung în fața celui prea înalt, câte lucruri nu l-aș întreba eu atunci? Cum nu l-aș trage și eu la răspundere pentru felul cum se comportă cu un om credincios? Așa ne imaginăm de multe ori noi că putem să vorbim cu Dumnezeul nostru. Așa ne imaginăm noi de cele mai multe ori că putem să primim răspunsuri la problemele noastre de la Dumnezeu. Și știți ce este uimitor în toată lucrarea aceasta de care vorbeam cu Iov? În momentul în care Dumnezeu vorbește cu Iov, nu vine și îl întreabă de necazul lui, nu vine și răspunde la problema lui, ci îl întreabă: Dumnezeu, unde erai tu atunci când eu am întocmit pământul? Poți să răspunzi la întrebarea asta? Ce întrebare e asta? Unde erai tu atunci când eu am întocmit pământul? Cine poate să-L înțeleagă de fapt pe Dumnezeu în toată înțelepciunea Lui, în toată priceperea Lui, în toată lucrarea și opera pe care o faci? Cine ar putea să înțeleagă felul în care vine Hristos în lumea aceasta, îmbrăcat în slavă, din sânul Tatălui, să ia chip de om? Cine ar putea să înțeleagă opera aceasta de răscumpărare a noastră? Va fi cineva vreodată în stare să o înțeleagă? Va fi cineva vreodată în stare să o explice ce înseamnă răscumpărarea omului? Este cineva în stare să explice de ce un om care aude cuvântul lui Dumnezeu, cât a fost de păcătos și cât de rău ar fi fost, în momentul în care îl cercetează Duhul lui Dumnezeu, să-și vindă averea, să nu-i pese de cei din jurul lui, de familia lui și de toți cei care poate că a trăit până atunci și să pornească nebun pe calea Domnului? N-ai cum să-i explici lucrurile acestea. Asta este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Asta este frumusețea unui Dumnezeu pe care noi nu-L putem înțelege, nu-L putem explica, dar putem să-L simțim și putem să ne bucurăm și putem să-I dăm slavă din toată inima pentru tot ceea ce face și a făcut El pentru noi. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt.